1200 de participanți la Crossul 15 noiembrie din acest weekend de la Brașov. În premieră, competiția a fost una internațională, iar startul s-a dat de la secția 440, de unde a pornit revolta muncitorilor de la Steagul Roșu în 1987. Crossul 15 noiembrie, ediția numărul 29, iată startul, fetelor, haideți să le încurajăm cu aplauze! Crossul 15 noiembrie este o aducere aminte a traseului care l-am parcurs noi în 1987. Anul acesta am avut participanții din peste 14 țări. Au fost prezenți în jur de 1200 de participanți. Este un lucru foarte bun, nu numai pentru noi ca organizație, și pentru Brașov. Totuși, să nu uităm că Brașovul a fost pus pe harta Europei în 1987. Proba feminină a crosului a fost câștigată de românca Ancuța Bobocel. Locul întâi, Ancuța Bobocel! 15 minute, 12 secunde, 50 de sutim. Câștigătoarea la feminin a crossului 15 noiembrie 1987, ediția cu numărul 29. Toate atletele invitate în această competiție, am alergat cu ele la campionate europene și mondiale, sunt foarte puternice, sunt foarte bine pregătite și asta a fost un plus pentru mine, să mă motiveze și să mă ajute să îmi dau seama de nivelul real la care mă aflu. Prima ediție a crossului 15 noiembrie a avut loc la Brașov în 1990.